astăzi am ajuns și eu aici, într-un loc unde, în urmă cu aproape un an de zile, doi copii și-au pierdut viața într-un tragic accident rutier. Vreau să transmit un mesaj părinților cu mulți bani, să nu cumpărați bolizi tinerilor care nu au experiență de condus și nu le dați bani ca să-și cumpere substanțe interzise. Altfel, îi veți recupera de la morgă sau îi veți vizita închisoare. Vreau să transmit familiilor îndurerate condoleanțe și odihnă veșnică celor de copii. După cum se poate observa, nici în zi de astăzi autoritățile n-au făcut o alee, un trotuar, să transmit un mesaj autorităților competente să facă un trotuar pentru pietoni, să poată fi evitate alte tragedii. Dumnezeu să-i odihnească în pace.